Mă bucur de fiecare dată să văd multă lume. În momentul în care se strâng mulți oameni la un loc, se provoacă niște schimbări. Astăzi voi vorbi despre curaj și despre încrederea, de a ne abandona și de a renunța la control. Vorbesc despre curaj și încredere pentru că mi se par niște aspecte foarte importante care ne leagă cu tot, pe noi toți aici. Pentru că avem curaj să venim, să renunțăm la fricile noastre, să ne dezvoltăm interior și avem încredere că vom reuși. Mă întorc puțin la tematica discursului meu care presupune să ne abandonăm, să efectiv să trecem dincolo de planuri și de tiparele minții. Vorbind de minte, vreau să transmit că discursul meu presupune să cumva să trecem de înțelegerea intelectuală asupra vieții. Noi avem uneori impresia că dacă, ok, avem impresia că citind chestii sau descoperind lucruri, le cunoaștem, le înțelegem, știu asta, nu mai trebuie să descoper mai mult. Ei bine, e foarte mult greșit, pentru că această înțelegere intelectuală chiar ne poate pune bețe în roate, pentru că uităm de alte aspecte ale vieții, alte aspecte ale vieții care practic presupune o realitate ultimă și o realitate subtilă. Despre control și despre abandon. Am o întrebare destul de importantă. Vreau să știu așa de la câteva persoane de aici, din momentul în care v-ați născut, cât din viața voastră ați controlat? V-ați stabilit niște planuri, obiective, ok, ați vrut să faceți lucruri, avem entuziasmul ăsta, tot timpul vrem să facem lucruri, ne atrage viața, dar totuși când începem să mergem să acționăm, ne dăm seama că apar lucruri foarte neprevăzute, adică nu obținem jobul care chiar nu l-am dorit, apare altceva sau plecăm în vacanță, ne întâlnim cu alți oameni decât ne-am fi dorit sau dacă plecați de aici până la universitate, puteți controla ceva din acest drum? Da? Cât poți controla din momentul în care pleci de aici până la universitate? 80-90%, wow! Îmi place să au răspunsul ăsta, dar cumva nu cred că poți controla. Asta e părerea mea. Ok, atunci revenim la prima întrebare. Din momentul în care te-ai născut, cât ai controlat din viața ta? Efectiv, oamenii pe care i-ai întâlnit, relațiile pe care le-ai avut, situațiile? Sunt 70%. Îmi place încrederea ta. Procentajele mele sunt ceva mai mici. Alte răspunsuri? 50%? Ok. Dar... Să răspund un pic mai mult decât la ce mi-ai întrebat. Controlul este o necesitate fundamentală a omului. Chiar dacă nu putem controla tot, o să căutăm tot timpul să controlăm cât putem. Personal, știu că cine nu poate controla ceva, de obicei își face o grădină sau își face ceva pentru a controla totuși ceva în viață. Altfel te alienezi cumva. Dacă ai senzația că nu poți controla absolut nimic, e destul de greu de tolerat ideea asta. E greu de tolerat ideea, tocmai de aceea spuneam că e nevoie de curaj. Nevoie de curaj să facem acest pas, efectiv să ne abandonăm în fiecare zi vieții. Și să realizăm că dincolo de puterea care o avem noi în această viață, există o putere cosmică. Da, te rog, vrei să spui ceva? Aveam un răspuns pentru tine, să fii de întrebarea cu controlăm de aici sau la orice. Putem să controlăm cât ne dorim. Când ne dorim, ok. Ce parte din noi își dorește acest lucru? Mintea, ok. Ok, și atunci cine hotărăște rezultatul acțiunilor noastre? Avem anumite intenții. Deschidem un business. Efectiv, clienții care apar sau succesul sau insuccesul care apare. De unde vine efectiv? Cine este de partea cealaltă în spatele acțiunilor noastre? Noi inițiem și rezultatul de unde vine? Tot din noi. Tot din noi? Da. Din felul în care privești lucrurile. Poți să alegi ca, pentru că este o primă, nu-ți merge bine, poți să alegi să fie un insucces și să nu vezi nimic în asta și să pui pământul în cap. Sau poți să alegi să fie un insucces și să înveți foarte mult din chestia asta. Depinde de viziunea pe care o ai tu asupra lucrurilor care ai
Contează foarte mult, într-adevăr, viziunea. Foarte, foarte mult. Dar de multe ori sunt oameni care au aceeași pregătire, pregătire profesională, au experiențe de viață similare cu ceilalți oameni și totuși încearcă foarte mult să facă ceva și nu reușesc. Foarte mult. Adică și fac mult mai bine decât ceilalți. Altora le ies foarte ușor, natural. Au parte și de bani și de fericire și de prieteni. În schimb, cei care respectă totuși același tipare, nu se întâmplă. Am eu o vorbă. Okay. Continui discuția. De. Shit happens. Mostly to me. Ok, shit happens. De unde vine acest shit happens? Ok. Deci avem tendința că noi controlăm lucrurile. Suntem 7 miliarde de oameni pe planetă. Cumva fiecare crede că controlează ce se întâmplă. În schimb, apar războaie cu tremure, efectiv, oamenii mai mor și mor și fericit și nefericit la vârste mai fragile sau prin accidente sau... Practic, sunt lucruri care efectiv apar în viața noastră. De ce apar și de unde vin? Sunt întrebări grele, într-adevăr, dar eu chiar vreau să ajung la acest... la o concluzie astăzi. Până la urmă, când la concluzie înțelepciune, care spune, dă-mi, Doamne, înțelepciunea de a... dă-mi, Doamne, înțelepciunea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, de a schimba pe cele pe care pot să le schimb și inteligența de a deosebi pe unele de celelalte. Ok. Problema vine atunci când credem că putem schimba lucrurile care, de fapt, nu pot să schimba de ei. Ok, mi-a plăcut răspunsul tău pentru că ai făcut o trimitere divină către... Eu aici vreau să ajung, că există o forță cosmică, putem să-i spunem Dumnezeu sau anumite ființe care ne susțin, pot fi maestri sau ființe iluminate. Și sunt două direcții în viața unui om, după cum le văd eu. Direcția care e alinată cu menirea ta, cu sensul tău, cu dharma ta și direcția în care ești adarmic și vrei cumva să controlezi, să faci tu lucrurile pentru tine, cred, cumva fără să ții cont de restul lucrurilor, de contextul mai global. În momentul în care te aliniezi către un sens mai înalt, cu intenții mult mai înalte și realizezi cumva că ești aici și să servești această pe ceilalți și să dai un sens mai înalt, conlucrezi. Deci cuvântul a conlucra este foarte important. Conlucrezi cu forțe care te depășesc, practic. Adică nu le mai controlezi, sunt niște forțe subtile care chiar lucrează și pot apărea sub forme de semne, întâmplări, coincidențe, sincronicități și ne luăm așa atare, dar practic de unde vin ele? Eu unul de câțiva ani sunt în acest proces de abandon. Și pot să spun cu recunoștință că am simțit o susținere și o ghidare superioară și m-am simțit protejat și în siguranță și în momentele cele mai joase. Chiar am simțit și am cerut ajutorul. Da, sunt legat la ochi, avem această ignoranță, lipsă de claritate, nu avem claritate în acțiunile noastre. Astăzi ne place ceva, mâine nu ne mai place. Suntem tot timpul în... mintea ne fuge, ne bate în vânt, ca un steag. Realizând că sunt lipsit de această claritate, am început și am cerut ajutorul unor energii subtile care au o claritate mai mare. Și ce s-a întâmplat? Am primit răspunsul și am fost ajutat. Am crezut că controlez? Nu. Sunt în procesul în care încă îmi lipsește claritatea și înțelepciunea să-mi transmit ideile și chiar îmi lipsește și e foarte interesant pentru că eu transmit dintr-o zonă, cum am spus, dincolo de intelectual și vreau să mă poziționez la voi. Foarte important să... Da. Ce beneficii ai avut de urmă acestui abandon?
momentul în care ai conștientizat că mai bine să te aliniezi cu universul decât să fii cu plăcut. Deși mie mi-am plăcea să se aliniezi universul la ce vreau eu. It's a sort of egoism. Mi se pare o formă... Bine, nu vreau. Ce am obținut, cum spuneam, sprijin, protecție, nu mai mergi împotriva curentului. Noi de foarte multe ori mergem împotriva curentului din dorințe foarte subtile, egoiste pe care le avem, fără să ne dăm seama. Vrem să avem succes. De ce? În primul rând, să ne facem remarcați, să fim mai tari. Ce legătură are asta cu fericirea celorlalte ființe când noi avem succes? Trebuie să le oferim succesul lor în primul rând. Și ce am obținut? Am obținut bucurie și fericire pe care o obții foarte greu. Bucurie și fericire interioară. Și ce se întâmplă în exterior? Toate sunt impermanente și într-o continuă schimbare. Și viața va trece, eu voi muri, din păcate, nu din păcate, e ceva natural, cu toții vom muri și e ceva mai înalt de această viață. Obții ceva pe termen lung când te abandonezi. E un fir început de mult pe care îl continui dincolo de o existență. De asta spuneam că sunt lucruri destul de... Și nu știu exact cum, de ce sfor să trag când vorbesc de a da drumul la control. Pe mine unul chiar m-a ajutat și mă trezesc dimineața cu intenția, fie ca toate acțiunile mele, gândire, vorbire și acțiuni fizice, să izvorească din roata dharmei. Roata dharmei este această lege naturală, mersul natural al lucrurilor. Natura crește fără efort. Fără efort, nu se chinuie copacul ăla să crească. Noi oamenii ne chinuim să creștem. Când te abandonezi, nu mai faci, îți dai seama că ești natura. Și natura conlucrează prin tine. Acest eu fac creează suferință. Eu, mine, al meu, vin acolo, fac chestii. Drag, cine sunt eu? Cine sunt eu? Cine ești tu care face? Noi nu facem nimic. Se conlucrează prin noi. Avem intenții, acțiuni. Dar cum se manifestă tot în jurul nostru, chiar nu depinde de noi. Sau așa văd eu lucrurile. Chiar. Și pe scurt, cine sunt eu care vrea să fac? Nu uităm atent. Eu. Let go!